România la începutul anilor 20. Ieșită din primul război mondial, cu teritoriul dublat și cu visul milenar realizat în făptuirea României mari, țara era afectată în toate domeniile de lipsa cadrelor de specialitate și de dotarea rudimentară, mai ales în industrie, unde muncitorii mai foloseau metode și utilaje de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În memoriile sale foarte sugestiv definește situația Constantin Argetoian, noul ministru de finanțe în guvernul general Averescu, instalat la 13 martie 1920. Când am intrat eu în Ministerul de Finanțe, de toate putea fi vorba, numai de lege și de legalitate strictă, nu. Dezordinea și destrăbălarea domneau nu numai la Ministerul de Finanțe, dar și în toată administrația țării. În asemenea condiții, este ușor de înțeles de ce pericolul comunismului vine să completeze o stare economică falimentară, mirajul dictaturii proletariatului instalat deja la vecinii noștri din Est, alimentând imaginația unor persoane din foarte variate medii sociale. Cum activau comuniștii? O explică la fel de precis tot Argetoianu, devenit ulterior în guvernul lui Averescu ministru de interne. Comuniștii știau bine că sub firma lor erau expuși la toate rigorile legii și că nu puteau scoate capul decât sub firma social-democrată. Iar social-democrații își dau bine seama la rândul lor de forța de iradiere a focarului de la Moscova, de dinamismul și de mijloacele de propagandă proprii comunismului și nădăjduiau să se poată servi într-o bună zi de el. Căruia, același Constantin Argetoianu ne oferă răspunsul. Marii vinovați ai acțiunii comuniste au fost ovreii și se poate zice că ei singuri au pus la cale tot ce s-a întâmplat în anii 1919, 1920 și 1921 până am turnat mișcarea. Aproape fiecare ovrei a fost în acei ani un agent al Moscovei. Ademenit de faptul că guvernul sovietelor era aproape exclusiv în mâna coreligionarilor lor, ovreii din România au văzut în comunism posibilitatea de a se înstăpâni și asupra țării noastre și s-au pus pe lucru. Muncitorii, calfele, micii comercianți, până și copiii de prin licee și școli profesionale au fost adveniți cu parale și duși pe la întâlniri comuniste. Plăteau și plăteau scump ca să convingă. Făceau propagandă cu banii lor, dar și cu bani rusești, căci toți proletarii pe care m-am văzut silit să-i arestez după numirea mea la Ministerul de Interne erau plini de garboave moscovite. Lumea vedea îngrozită cum alunecam spre comunism, când guvernul nu făcea nimic ca să împiedice această alunecare și cerea cu nerăbdare o schimbare de regim. Cu această succintă prezentare a situației din societatea românească la începutul anilor 20, se poate înțelege mai bine de ce manifestările naționaliste, anticomuniste și antisemite capătă forme clare tocmai acum. Începând din 1919, muncitorul Constantin Pancu întemeiază organizația Garda Conștiinței Naționale, la Iași, care milita pentru scoaterea muncitorilor de sub influența sloganurilor internaționaliste ale comuniștilor. Alături de el va acționa și tânărul student Corneliu Zelea Codreanu, un organizator desăvârșit ce va contribui la mărirea numărului membrilor acestei organizații. În curând vor avea loc ciocniri directe cu comuniștii, așa cum s-a întâmplat în 1920, când la atelierele Nicolina a fost arborat draperul roșu, iar Codreanu a pătruns cu un grup de camarazi și l-a dat jos. Forțele naționaliste aveau sprijinul unei personalități de marcă din lumea universitară ieșană, ca profesorul A.C. Cuza, acesta practicând la modul teoretic și un antisemitism total, fapt ce ducea uneori chiar la confruntări violente, așa cum scoate în evidență un articol dintr-un ziar de epocă. În 1923 ia ființă la Iași Liga Apărării Național-Creștine, LANC, sub președinția profesorului Cuza, inițiatorul și organizatorul acesteia. Corneliu Zelea Codreanu, recent întors de la studii din Germania, va fi unul din discipolii cei mai combativi. Dar cine era personajul? Născut la Iași pe 13 septembrie 1899, ca primul fiu al profesorului Ion Zelea Codreanu, tânărul Corneliu își petrece copilăria la Huși. Apoi își continuă studiile la liceul militar de la Mănăstirea Dealului, unde notează acesta în cartea Pentru legionari, educația militară de la mănăstire nu va urmări toată viața. Când România intră în primul război mondial,
Corneliu Codreanu pleacă din proprie inițiativă după regimentul tatălui său și participă pe front ca un fel de voluntar la ofensiva armatei române. Când luptele devin foarte sângeroase și deoarece primarul nu avea decât 17 ani, comandantul regimentului, colonelul Piperescu, îl obligă pe profesorul Codreanu să-și trimită fiul acasă. Revenit de pe front, Corneliu intră la școala militară de infanterie din Botoșani, pe care o va absolvi cu gradul de sublocotenent. Între timp, războiul lasă sfârșit. În primăvara anului 1919 circulau zvonuri despre o iminentă invazie bolșevică. Corneliu Codreanu strânge câțiva prieteni în pădurea Dobrina de lângă Huș și împreună hotărăsc ca în caz de pericol să se retragă în munți și să lupte cu arma în mână contra dușmanului. Este prima și cea mai pregnantă manifestare a celui care avea să dea naștere mișcării legionare, lupta fără rezerve împotriva comunismului. În toamna anului 1919, Corneliu Codreanu se înscrie la Facultatea de Drept din Iași. Aici teoriile marxiste erau la modă și doctrina comunistă cuprinsese o parte din studenți și profesori. Codreanu va lua atitudine de la început împotriva acestor idei, va polariza grupurile studenților creștini și din aceste motive vor avea loc uneori înfruntări violente cu adversarii, dar mai ales cu autoritățile universitare. Sprijinit de profesorul A.C. Cuza, când va fi dat afară din facultate, reușește în 1922 să-și ia licența în drept și câteva luni pleacă în Germania pentru doctorat. Reîntors la Iași, organizează Liga Apărării Național Creștine și dirigează luptele studențești ce căpătaseră un caracter tot mai revendicativ. Este adevărat că ministrul Argetoianu, după ce l-a arestase pe evreul Max Goldstein, cel care pusese o bombă în senat rănind grav pe episcopul Cerugaru și omorând pe ministrul Dimitrie Greceanu și pe senatorul Spirescu, arestase și Congresul Partidului Comunist, întinzând o abilă capcană liderilor acestuia, deoarece îi lăsase intenționat să voteze afilierea la Internaționala a treia. În mediile studențești, influențele comuniste nu au putut fi însă stârpite și acest fapt se constată și la Cluj, unde revendicările studențești și manifestările naționaliste au caracter similar cu cel de la universitățile din Iași și Cernăuți. La Cluj profesau intelectual marcanți, ca Sextil Pușcariu, întâiul rector al acestei universități, simpatizant al mișcării naționaliste. Tot aici activează unul din foarte dotații reprezentanți ai tineretului transilvanian, Ionel Moța, care va lua legătura cu Corneliu Codreanu și va lega o prietenie exemplară pentru tot restul vieții, sincronizându-și acțiunile cu cele ale colegilor din capitala Moldovei. Una din revendicările cele mai explozive ale studenților naționaliști, pe lângă cele de ordin material care vizau condiții de trai și de studiu, era limitarea numărului de locuri pentru studenții evrei. Bazați pe statisticile lui Emilian Vasiliu din lucrarea Situația demografică a României și contestând statisticile oficiale, studenții naționaliști cer introducerea preceptului de numerus clausus în facultăți și școli. Începând din 1922, în întreaga țară se declanșează o grevă generală studențească care paralizează practic viața universitară timp de un an. Când primul ministru Ionel Brătianu și guvernul liberal reușesc să voteze în Parlament noua Constituție a României, Corneliu Codreanu, care protestase public contra articolului 7 ce viza naturalizarea evreilor, este arestat pentru prima oară. Cu un an înainte, la Alba Iulia, avusese loc încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, încoronare sabotată de politicieni de vază ai țării, ca cei ai Partidului Național al lui Iuliu Maniu. După ce se sfătuiește cu Ionel Moța asupra cursului grevelor studențești aflate în pragul eșuării și consideră că reprezentanții tinerei generații nu trebuie să accepte înfrângerea, Corneliu Zelea Codreanu se retrage pe muntele Gavrilului, meditând la înfăptuirea unui plan ieșit cu totul din comun și cu urmări imprevizibile. Hotărăsc să asasineze câțiva politicieni marcanți și câțiva banchieri evrei, considerați printre cei mai vinovați de starea precară a vieții românești, de trădare și de vătămare gravă a intereselor naționale. Complotul este descoperit datorită trădării studentului Vernichescu și complicii sunt încarcerați și aduși la Bucărești pentru a fi judecați.
principalii inculpați sunt Corneliu Zela Codreanu, Ionel Moța, Tudose Popescu, Corneliu Georgescu, Ilie Gărneață și Radu Mironovici. În incinta închisorii se afla Biserica Mănăstirii, unde cei șase se duc să se închine. Aici descoperă icoana Arhanghelului Mihail, Arhanghelul Răzbunător. Icoana îl va fascina pe Codreanu. Acum el hotărăște să înființeze în cadrul LANC o secție a tineretului care să poartă numele acestui sfânt. Desfășurat în București, procesul se va termina cu achitarea celor inculpați, fapt datorat unui detaliu în aparență nesemnificativ, dar considerat esențial de codul penal. Complotiștii nu fixaseră o dată exactă pentru îndeplinirea planului. Inculpații sunt eliberați cu excepția lui Moța, deoarece acesta îl împușcase în închisoare pe Vernichescu, cel care trădase pentru a se răzbuna. Între timp, reîntors la Iași, Corneliu Codreanu pune în aplicare un plan ce avea să stârnească uimire și reacții diferite. La Ungheni, cu sprijinul unor studenți și tineri elevi, pe 25 mai 1924 deschide prima tabără de muncă, o cărămidărie. Scopul era ca din cărămizile rezultate să se construiască în Iași un cămin cultural creștin pentru tineret. Puțin mai târziu, cu sprijinul doamnei Ghica, cultivă o grădină pentru asigurarea hranei celor de la Ungheni, în același timp educându-i pe tineri în spiritul noii doctrine. Dar G.G. Mârzescu, unul dintre cei vizați anterior de a fi asasinați atunci ministru de justiție în guvernul liberal, înlăsnește trimiterea la Iași de Constantin Manciu ca prefect de poliție. Acesta declanșează o adevărată campanie de represalii contra studenților, bătându-i pe stradă și arestându-i, imputându-le în principal că sunt complotiști contra ordinii de stat și că ascund arme. Cercurile evreiești comerciale și bancare din Iași sunt foarte favorabile noului prefect de poliție, care vedea o replică dură grupurilor naționaliste și antisemite din oraș. Au avut loc numeroase ciocnii între poliție și studenții și elevii din LANC, s-au făcut arestări urmate de o serie de procese, deoarece atât părinții tinerilor, cât și diverse personalități locale, ca profesorul Cunza și profesorul Șumuleanu, au protestat în scris sau direct la poliție. Aceste atmosfere extrem de tensionate, în ziua de 25 mai 1924, Corneliu Codreanu se duce pentru a-l apăra ca avocat pe studentul Comerzan, care îi intentase procesul Manciu la judecătoria Ocolului 2 din Iași. Aici, în urma unor altercații, Codreanu îl împușcă mortal pe Manciu și pe comisarul Clos. S-au vehiculat două variante, varianta lui Codreanu, care susținea că l-a împușcat în plin tribunal când a fost atacat, și varianta adversarilor săi care credeau că l-au omorât pe Manciu în stradă premeditat. După ce este arestat, lui Corneliu Codreanu se întocmesc actele pentru a fi judecat. Presa centrală relatează cu lux de amănunte evenimentul. Sosește la Iași însuși ministrul Mârzescu pentru a se ocupa de acest caz. Atmosfera ostilă a cercurilor naționaliste și antisemite și numeroasele manifestații studențești de susținere a celui care se spunea îl pedepsise pe prefectul Manciu creează impresia în rândul guvernanților că judecarea procesului la Iași ar fi o mare eroare. De aceea se decide strămutarea sa în alt oraș. Orașul ales este Focșani, dar în curând apare certitudinea că și aici atmosfera a devenit ostilă oficialității și favorabilă lui Codreanu. Atunci procesul este mutat la turnul Severin.
Desfășurarea procesului care a avut loc în sala Teatrului Național îi va fi din capul locului favorabilă inculpatului. Din nefericire pentru guvernul liberal, atmosfera naționalistă este la fel de puternică și în capitala județului Mehedinți. Primul procuror este Titu Constantinescu, iar E.A. Varlaam, președintele Curții de Judecată. Curtea cu jurați compusă din 14 membri îl are ca președinte pe M. Pale și în final jurații hotărăsc că inculpatul a fost în legitimă apărare când l-a împușcat pe prefectul poliției din Iași și decid verdictul de achitare. Achitarea lui Codreanu declanșează manifestații de simpatie atât în turnul Severin cât și în alte orașe din țară pe unde acesta revine spre casă, în mod special în București. Popularitatea Ligii Apărării Național Creștine atinge cote maxime și, așa cum nota autorul cărții Pentru Legionari, putea fi speculată de membrii săi și de profesorul Cuza. Dar profesorul nu aprobă metodele lui Codreanu. La 14 iunie 1924, lângă Focșani, la Crân, Corneliu Codreanu, însoțit de mulți prieteni și admiratori, precum și de membrii familiei, se căsătorește cu Elena Irinoiu, fata unui controlor la CFR. Evenimentul este filmat și filmul va rula după câteva zile în București, pe 19 iunie, la cinematografele Astoria și Select. Dar guvernul liberal confiscă după puțin timp și distruge atât copiile pozitive cât și negative. Patrimoniul cinematografic rămânea mai sărac cu un document, iar răzbunarea liberalilor era evidentă. Convins că în țară rămân luptători naționaliști de mare valoare, asemeni profesorului Paulescu, care acționa cu precădere în capitală, Codreanu pleacă în Franța spre a-și susține doctoratul. Nu se duce însă la Paris, așa cum făcea marea majoritate a tinerilor intelectuali români. Se stabilește în orașul Grenoble, dominat de măreția Alpilor, și se va înscrie la facultatea din acest oraș ca doctorand la drept în anul întâi. Va întâmpina mari dificultăți materiale și le va suporta cu stoicism alături de soția sa. Aici vine și Ionel Moța pentru desăvârșirea studiilor de drept. Acesta va fi nu numai un sprijin moral pentru Codreanu, ci și unul material. Tânărul ardelean beneficiind de ajutor pecuniar de la familie, pe care îl împarte frățește cu prietenul său. După ce își trece examenele primului an, în 1926, Codreanu se reîntoarce în țară candidând la un post de deputat în Vrancea. Nu reușește să fie ales, în schimb Liga trimite 10 deputați în Parlament. Înainte de a reveni în Franța, trece pe la Iași și constată cu bucurie că inițiativa sa, construirea căminului cultural creștin, se apropie de ziua când va putea fi dată în folosință. La Grenoble începe pregătirea examenelor pentru ultimul an de doctorat, dar lipsurile materiale își spun cuvântul și cu toate că prestează chiar muncă fizică pentru a se întreține, nu reușește să facă față nevoilor. Renunță la obținerea doctoratului și se hotărăște să revină în țară în 1927, aflând că între profesorul Cuza și colegii săi din Parlament izbucniseră mari disensiuni soldate practic cu scindarea ligii. Când ia trenul pentru a reveni în patrie, Codreanu intuiește că demersurile de împărtare ce le va întreprinde nu vor da niciun rezultat, deoarece profesorul Cuza era de neclintit în hotărârile luate. Și așa se și întâmplă. Hotărăște să se despartă de profesorul Cuza și de Lang, acțiune ce o va întreprinde cu oarecare solemnitate mai târziu, cerând dezlegarea de la jurământul de credință făcut fostului său șef. Dar mai întâi, pe 24 iunie 1927, în strada Florilor numărul 20 din Iași, Corneliu Codreanu pune bazele grupării Legiunea Arhanghelului Mihail, viitorul capitan de primul ordin de zi și fixează ca șef al gărzii la icoană pe Radu Mironovici. Remarcăm aici că mișcarea legionară patronată de Arhanghelul Răzbunător și devenită mai târziu unul din principalele partide politice ale României, prevestea un drum marcat de mult sânge și o serie de răzbunări cu mare eco în epocă. Iată-i pe cei cinci fondatori ai mișcării legionare: Corneliu Codreanu, Ionel Moța, Corneliu Georgescu, Ilie Gârnață și Radu Mironovici. La scurt timp, legiunea scoate primul său ziar intitulat Pământ Strămoșesc. Iată câteva din liniile directoare ale mișcării legionare la înființare. Credința în Dumnezeu. Legiunea este un partid de carat creștin de la înființare și care va încerca să se orienteze după preceptele religiei creștin-ortodoxe. Credința în Dumnezeu și contactul cu morții martiri ai neamului dau încredere în victorie. Codreanu formulează într-o maximă și modul cum trebuie să reînvie dreptatea neamului românesc, urmând exemplul martirajului Mântuitorului. Anticomunismul. Analizând preceptele politice externe sovietice și înțelegând că se atentează în special la integritatea și suveranitatea statului român,
Legiunea propovăduiește combaterea comunismului cu orice mijloace până la distrugerea sa. Naționalismul. Susținând ideile naționaliste, legiunea se baza pe promotorii acestora, mari înaintași din secolul XIX, Mihai Eminescu, Bogdan Petricei cu HD-ul, Vasile Alexandrii, Vasile Conta și alții. Antisemitismul. Preceptele antisemitismului sunt preluate de la aceeași corifee ai culturii naționale care nu admiseseră în secolul trecut introducerea în Constituția țării a unui articol cu naturalizarea evreilor. Condamnarea politicianismului. Legiunea consideră pervertirea conducătorilor politici și aservirea lor intereselor străine, în special evreilor, un păcat capital ce trebuia stigmatizat. Încet, încet, mișcarea legionară începe să își facă aderenți în țară, mai ales prin răspândirea preceptelor sale cu ajutorul propriului ziar. Vor intra în legiune și unii oameni cu oarecare posibilități materiale, aceștia contribuind cu diverse donații, cu ajutorul cărora se putea face propaganda și puteau fi atrași noi membri. Dar adversarii îi acuză că primesc stipendii de la mișcarea fascistă a lui Mussolini și că s-au pus în slujba ei. Legionarii se disculpă, arătând cine sunt cei care donează bani mișcării, membrii autohtoni, și mai arată că au cumpărat o camionetă condusă de Radu Mironovici cu care fac comerț, câștigând sume modeste. Însă legiunea înțelege că trebuie să se organizeze și, trecând prin frățiile de cruce, creează cuibul, un mod nou și specific de manifestare. Capitanul instituie ceremonia atribuirii săculețului cu pământ luat din locurile de mare rezonanță istorică. Și unul din primii purtători va fi bătrânul profesor Ion Găvănescu, patriarhul profesorilor de pedagogie din Iași. În timp ce mișcarea legionară face primii pași, în 1928, Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu, preia puterea în țară. Din păcate, politica practicată de noi guvernanți va deziluziona repede masa imensă de susținători ce îi propusase la cârma țării, ba mai grav, vor avea loc conflicte cu muncitorii mineri din Valea Jiului, soldate cu morți și răniți. Și ca greșelile partidului să capete o încoronare, Iuliu Maniu acceptă întoarcerea în țara lui Carol Caraiman, ce va deveni noul rege Carol al II-lea. Legionarii au salutat venirea noului rege și scriu în propriul ziar articole elogioase de bun venit. Carol însă își face numerele sale personale, fermecându-i pe militar și lăsând impresia că va întruna o eră mai bună. Bănuiți cei din mișcarea legionară câte chinuri avea să le provoace noua domnie și câți legionari aveau să moară. Corneliu Codreanu considerase că legiunea trebuie să se facă cunoscută prin propagandă directă în mijlocul maselor,
fapt întreprins cu destule dificultăți inerente începutului, dar mai ales restricțiilor și chiar interzicerii unor acțiuni de către guvernanți. În hotărârile cele luase sfătuia cu membrii Senatului Legionar, cu oameni cu experiența vieții și cu prestigiu moral și intelectual. Aceste marșuri legionare se efectuaseră în câteva provincii ale țării, însă atenția principală se îndrepta asupra Moldovei și în special a Basarabiei, acolo unde pericolul comunismului era resimțit mai puternic. Codreanu întreprinde o adevărată campanie în târgurile și satele basarabene, parcurgând călare și însoțit de o formație de camarazi extrem de tenaci, 10 de kilometri, în drumul său izbindu-se la tot pasul de forțele polițienești și chiar de armată, care uneori reușesc să îi zăvernicească acțiunile. Dar perseverența și curajul legionarilor, modul cum acționează și felul cum reușesc să dejoace multe din planurile represive ale autorităților, fac ca această denumire să se extindă definitiv asupra legiunii, confundându-se cu ea. La 11 ianuarie 1931, Ion Mihalache, pe atunci ministru de interne, desființează pentru prima dată legiunea și garda de fier. Motivul îl constituia atentatul tânărului Dumitrescu Zăpadă asupra lui Socor. După un proces ajuns până la Curtea de Casație, Legiunea, Garda de Fier și Codreanu sunt absolviți de orice răspundere. Apoi legionarii participă la alegeri în iunie 1931 și spre surpriza generală Corneliu Codreanu este ales deputat la Piatra Neamț. Intrat în Parlament, acesta în prima sa cuvântare face un aspru rechizitoriu contra celor ce se împrumutaseră cu sume mari de bani de la Banca Marmoroș Planck. Și cum Codreanu cere introducerea pedepsei cu moartea împotriva celor ce manipulează în mod frauduros banii publici, precum și confiscarea averilor celor ce își curat țara, este normal că stârnește oportunii de proteste și își face numeroși dușmani. În capul listei celor vizați era Nicolae Titulescu, împrumutat cu 19 milioane de la Banca Marmoroș Blanc. Evenimentele se precipită însă și se vorbește de un nou guvern. Cel mai vizat pentru postul de premier era Titulescu. Acesta, înconjurat de ziarești, dă chiar un interviu despre posibila sa alegere. Dar regele îl numește pe Nicolae Iorga ca prim-ministru. Urmează o guvernare dezastruoasă din toate punctele de vedere, cu cozi interminabile la oficiile de plasare, cu mii de șomeri și instituirea de curbe de sacrificiu. Și garda de fier este dizolvată pentru a doua oară în martie 1932 sub guvernul Iorga. Mai înainte participase la alegeri și își trimisese noi reprezentanți în Parlament. Dar guvernul Iorga se prăbușește și noul guvern țărănist pregătește alte alegeri. De această dată Codreanu are alături și pe generalul Cantacuzino Grănicerul, devenit membru al legiunii. Pe 30 ianuarie 1933 Hitler cucerește puterea în Germania cu asentimentul președintelui Hindenburg. Legionarii care salută evenimentul vor fi acuzați că sunt stipendiați de naziști și că fac jocurile acestora în România. La scurt timp au loc grevele de la Ghivița și muncitorii ceferiști sunt împușcați și înfundă pușcăriile. Codreanu ia atitudine la cameră și rostește un discurs de plângând soarta tristă a muncitorului român. Nu este lipsit de interes să menționăm că cel ce dăduse ordin să se tragă muncitorii era subsecretarul de stat de la interne, Armand Călinescu. Dacă în 1933 Garda de Fier continuă să acționeze la Iași, acolo unde luase ființă și de unde pornise marșul de răspândire, din punct de vedere propagandistic, ea își mută centrul de greutate în București. În revista AXA, condusă de avocații Mihai Polifoniade și Ion Victor Vojen, sunt publicate o serie de articole care răspândesc ideile mișcării legionare și combat cu virulență teoriile adversarilor. Dispunând de o echipă de intelectuali recunoscuți în funcție cu Mihail Polifoniade, Ionel Moța, Vasile Marin, Mihail Stelescu, Dragoș Protopopescu, Vasile Cristescu și alții, toți membrii ai legiunii, dar făcând loc și articolelor unor simpatizanți ca Nichifor Crainic și Naie Ionescu, revista atacă chestiuni vitale precum cucerirea puterii în stat, încercarea de atragere a tineretului de către putere, spiritul Genevei și pericolul prezentat de acesta în viziunea legionară, pericolul comunismului care ridica din nou capul în România, atragerea unor intelectuali de valoare, cum este cazul lui Mircea Iliade, spiritul de sacrificiu al legionarilor pentru atingerea scopurilor propuse și combaterea unor lor de poziții adverse, ca cea manifestată de Nicolae Iorga. Bucurându-se de audiență la public, revista aduce noi aderenți mișcării legionare și pune pe gânduri cele mai înalte cercuri ale puterii, în primul rând pe cel ce o distribuia după cum considera că este mai bine pentru el, regele Carol al II-lea.
construirea castelului Peleș, Carol al doilea, pe lângă nimicurile de circunstanță, probabil că a cerut și părerile unor politicieni versați, așa cum era ministrul de externe din guvernul de atunci, Nicolae Titulescu. Adversar declarat al gărzii de fier, acesta îi sugerează un guvern de mână forte pentru mulți Vaida Voievod, primul ministru al momentului, fiind considerat pe nedrept, de altfel un simpatizant al legiunii. Cu noi sugestii venite de la Paris, regele îl cheamă la guvernare la 14 noiembrie 1933 pe Ilie Duca. Deși opinia publică credea, așa cum nota în memorii Grigore Gafencu, că au venit să apere Pelupeasca și să distrugă garda de fier, suveranul nu se simțisește prea mult, ba chiar îi lasă mână liberă primului ministru. Și cum începea o nouă campanie electorală, înfruntările între poliție și legionari reîncep. Pe lângă adversarii declarați Nicolae Titulescu și Armand Călinescu, legiunea își face noi dușmani. Campania electorală ridică probleme insurmontabile în fața legionarilor, care sunt obstrucționați și cad chiar și câteva victime, cazul studentului Virgil Teodorescu, dar mai ales sunt împiedicați să își depună listele electorale de către poliție în pofida tuturor legilor statului. Inginerul Gheorghe Klime ajunge să intre cu pistolul în mână la locul unde trebuiau depuse listele partidului legionar. Urmarea este că au loc numeroase confruntări violente, din care legionarii se aleg cu capetele sparte și numeroase contuzii. Iar în ultima zi pentru depunerea listelor, pe 10 decembrie 1933, garda de fier este desfințată printr-o decizie a Consiliului de Miniștri. Legionarii îl consideră principalul vinovat pe Nicolae Titulescu. Deși intuiește pericolul ce îl pândește, Ighe Duca se duce chemat de rege la Peleș pe 29 decembrie 1933. În aceeași seară, în gara Sinaia, este asasinat. Atentatul fusese pus la cale și înfăptuit de legionarii Nicolae Constantinescu, Doru Belinace și Ion Caranica. Vestea face senzație în toată țara. Dacă ne gândim că în principiu Ionel Moța avea dreptate când spunea declarăm în fața lui Dumnezeu și a istoriei că violențele noastre au fost totdeauna de apărare și legitim răspuns, nu putem să nu ne gândim la cuvintele Mântuitorului cine scoate sabia de sabie va pieri. Era o maximă sfântă pe care legionarii o ignorau. Oricum, seria de vendete guvern legiune nu avea să aducă nimic bun pentru țară. Codreanu, primul vizat ca autor moral, se ascunde. El nu va apărea decât la proces, temându-se să nu fie suprimat de poliție. Din cauza generalului Cantacuzino, grănicerul, inculpat și el, se formează un complet de judecată format numai din general pentru a fi egal în grad. Procesul are o desfășurare neașteptată, deoarece generalul Constantin Petrovicescu, procurorul regal, cere numai condamnarea micadorilor, absolvind de orice responsabilitate căpeteniile legionare. Și verdictul în procesul de urmă va fi de achitare. Regele Carol al II-lea trebuie să fi gândit îndelung la consecințele reabilitării conducerii legionare, dar cu diplomația sa recunoscută continua să apară la fel de afabil și zimitor la diverse ocazii, ca inaugurarea expoziției Munca Românească din mai 1934. Scăpați de amenințare, fruntașii legionari, generalul Cantacuzino Grănicerul, Alexandru Cantacuzino, inginerul Gheorghe Klime, ca și capitanul însuși, își continuă activitatea. Taberele de muncă erau locurile unde legionarii au încercat să construiască nu numai diverse obiective civile sau de folos obștesc, cât mai ales să creeze prin muncă omul nou. Taberele erau niște școli unde, spunea Codreanu, va trebui să iasă un om nou, un om cu calități de erou. Tot aici, în mod cert, se verificau în practică aplicarea legilor legionare explicate de capitan în cărticica șefului de cuib. Ele erau legea disciplinei, a muncii, a tăcerii, a educației, a ajutorului reciproc și onoarei. Este foarte probabil că în pauze se discutau multe alte precepte din doctrina legionară, ca teoria elitelor, specifică gărzii de fier, sau teoria dezinteresului în luptă, opusă după părerea lui Codreanu linii politicianismului, al cărui singur motor de acțiune era interesul personal. În această perioadă începe în capitală construirea unui edificiu simbol, Casa Legionarilor Răniți, care va deveni mai târziu Casa Verde. La construirea
alegerea ei a participat și Codreanu. Deși nu se făcea nicio deosebire în contextul prestării muncii fizice, este interesant să vedem un grup de 6 intelectuali legionari într-o tabără de muncă. Ei sunt inginer Alexandrescu, avocat Ionel Moța, inginer Virgil Ionescu, preot Duminică Ionescu, profesor universitar dr. Vasile Cristescu și profesor universitar dr. Dragoș Protopopescu. Munca în tabără începea printr-o scurtă ceremonie, legionarii răspunzând cu salutul caracteristic care nu are nimic comun nici cu cel fascist, nici cu cel nazist. Nici oamenii bătrâni nu evitau munca. Iată-l pe generalul Cantacuzino Grănicerul cărând o targă în tabără. Codreanu îl va decora pe general, dar nu pentru munca fizică prestată, ci pentru aportul său remarcabil la ridicarea prestigiului legiunii. Hotărât să dea o replică eficientă atragerii tineretului de către mișcarea legionară, regele înființează străjeria și îi pune pe membrii organizației să activeze și ei în tabere de muncă. Concomitent cu sprijinul forțelor de poliție, le creează legionarilor mari dificultăți în organizarea propriilor tabere de muncă, pentru că acestea răspundeau în toate mediile sociale ideile Gărzii de Fier, idei considerate nocive de suveran și nu numai de el. Cu toate acestea, atunci când va defini într-un discurs sincron preceptele de bază ale străjeriei, vom descoperi cu surprindere că însuși regele recurge la un limbaj cu iz naționalist destul de apropiat de cel folosit de mișcarea legionară. Mișcarea străjeriei, izvorită dintr-o adâncă nevoie națională, are scopul de a pregăti generațiile de mâine în așa fel încât România să se sprijine pe cetățeni conștienți și solidari. Prin ridicarea și întărirea virtuților specifice ale neamului nostru, voim a crea o generație care mândri de a se numi români, să fie în orice clipă în slujba patriei și a tronului. Străjeria este creată din nevoi hotărât românești și este chemată să slujească tot ce este bun și sănătos în această țară. Din mea fericire, Carol al II-lea își dezvăluia intențiile de subordonare a tineretului în folos personal atunci când organizează fastoasele defilări ale străjerilor, unde asistă pentru a primi primostul lor de recunoștință. Începând din 1930, legionarii participanți activ la congresele studențești anuale își impun linia lor în cadrul acestor manifestări, reușind chiar să instaleze în funcția de președinte al organizațiilor universitare, an de an, unii membri marcanți ai legiunii, așa cum este cazul lui Traian Cotig. La congresul studențesc de la Târgu Mureș din 2-5 aprilie 1936, au fost denunțate persoanele care, se zicea, periclitau viața capitanului și s-au întocmit echipe gata să-l răzbune, în cazul în care ar fi fost eliminat fizic. Aceste angajamente au avut darul de a tensiona și mai mult lucrurile. Au fost și încercări de anihilare a lui Codreanu mult mai subtile. Vaida Voievod l-a vizitat în tabăra de la Carmen Silva, propunându-i să unească partidul său, Frontul Românesc, cu mișcarea legionară, evident, sub șefia sa. Codreanu a refuzat pe bună dreptate, peste câțiva ani Vaida devenind consilier regal la ordinele lui Carol al II-lea și simțindu-se foarte bine în prezența unuia dintre cei mai notori dușmani ai mișcării legionare, Armand Călinescu. În mai 1936, Codreanu critica vehement într-o circulară politica externă a lui Nicolae Titulescu. Câteva luni mai târziu, el adresa regelui un memoriu din care cităm: cerem maestății voastre să pretindă tuturor celor ce conduc sau manifestă păreri la politica externă a României să declare că răspund cu capul pentru directivele pe care și le însușesc.
Așteptăm de asemenea un gest de mare curaj și de mare cavalerism din partea Maiestății voastre în ceea ce privește linia regală de politică externă a României. În acest mod, în momentul unei eventuale catastrofe, țara ar cunoaște și cui aparțin răspunderile și natura sancțiunii. Dacă noi, tineretul, vom fi puși în situația tragică de a intra într-un război alături de puterile bolșevismului împotriva celor care apără civilizația creștină a lumii, declarăm pe față că vom trage cu revolverele în acei ce ne-au condus acolo și pentru că nu vom putea dezerta, spre a nu face act de dezonoare, ne vom sinucide. Evident că asemenea cuvinte l-au indispus pe suveran. În același an 1936, legionarii se răzbunaseră în stilul lor caracteristic. Îl vedem pe Mihail Stelescu alături de Corneliu Codreanu în două tabere de muncă prezentându-i raportul. El fusese unul din cei mai apropiați oameni ai capitanului. Acuzat că a avut să-l omoare pe Codreanu, Stelescu e eliminat din legiune. Editându-și propriul său ziar, Cruciada Românismului, Stelescu publică atacuri după atacuri la adresa capitanului, imputându-i un șir lung de crime. Pentru a curma cascada acuzelor aduse șefului Gărzii de Fier, fostul cel mai bun prieten al lui Stelescu, Ion Caratanase, organizează o echipă de 10 legionari considerându-se un pluton de execuție. Apoi pătrund în spitalul Bâncovenesc unde era internat Stelescu și îl ucid descărcând 200 de gloanțe în el. Ferocitatea acestei crime a înspăimântat toate cercurile puterii și în procesul ce a urmat, cei 10 inculpați, cunoscuți sub numele de decemviri, vor fi judecați și condamnați. Dar Codreanu nu va mai fi implicat. Deși răzbunările de senzație ale Gărzii de Fier puteau să micșoreze numărul aderenților acestei grupări, constatăm că între simpatizanții și membrii mișcării cu texte publicate pentru susținerea ideologiei legionare se numără nume de mare prestigiu ale culturii naționale, din care amintim câteva. Profesorul Nae Ionescu, autorul studiilor intitulate Fenomenul legionar, scris în lagărul de la Miecura Ciuc în 1938. Mircea Eliade, autorul articolului De ce crede în biruința mișcării legionare, publicat în 1937 în ziarul Buna Vestire. Poetul Radu Gir, creatorul unor texte pe care Nelu Mânzatu a compus cântece legionare. Ion Barbu, poetul ermetic care nu s-a sfiit să îmbrace cămașa verde. Și Emil Cioran, autorul articolului Profilul interior al capitanului, publicat în 1940 în ziarul Glasul Strămoșesc. Dar legiunea avea și adversari redutabili. Nicolae Titulescu, o inteligență strălucită și un diplomat de excepție, a combătut Garda de Fier în virtutea idealurilor sale democratice și a credințelor sale că pactele politice ca mica înțelegere și înțelegerea balcanică, precum și prietenia sa cu Maxim Liviniov, ministrul de externe sovietic, aveau să ferească România de pericolul revizionismului. S-a înșelat și a greșit, mai ales când i-a sprijinit pe luptătorii comuniști din Spania, diametral opuși, legionarii trimis în Spania o echipă de 7 legionari condusă de generalul Cantacuzino Grănicerul. Din echipă făceau parte Ionel Moța și Vasile Marin, care vor muri pe câmpul de luptă în localitatea Mahada Honda. Se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos. Se clătina așezarea creștină a lumii. Puteam noi să stăm nepăsători? Eu așa am înțeles rostul vieții mele. Am iubit pe Hristos și am mers fericit la moarte pentru El, scria Ion Moța în testamentul său. Celor doi șefi legionari căzuți în Spania, li se face o primire festivă. Îl vedem pe Codreanu, generalul Cantacuzino Grănicerul și Prime, în masa de oameni, ca și pe profesorul Nae Ionescu, așteptând sicriele celor doi la întoarcerea în țară. Înmormântarea are loc cu tot ritualul creștin și legionar, relansând prestigiul mișcării legionare și punându-i pe gândul pe adversarii. În 1937, Carol al II-lea face o ultimă încercare de a-și subordona legiunea. Se întâlnește cu Codreanu în taină, într-o casă particulară, și îi propune acestuia să aducă Garda de Fier la guvernare cu capitanul prim-ministru, cu condiția ca regele să fie șeful mișcării. Codreanu a refuzat, apoi a plecat la predală unde își avea rarele clipe de răgaz, schiind în compania soției sale. De-a lungul anului 1937, mișcarea legionară își creează o rețea proprie de restaurante și cooperative de producție, cu care face o impresie excelentă în rândul populației. Codreanu participă la inaugurarea localurilor cu inginerul Clime alături, ultimul devenind șeful partidului Totul pentru Țară după moartea generalului Cantacuzino. La 24 iunie se împlineau 10 ani de la înființarea legiunii. Codreanu rostește cu această ocazie un discurs înregistrat. Toate planurile de ademenire, toate încercările de cumpărare a sufletelor, toate încercările de dezvinare
și toate trădările vor cădea la pământ. Priviți-i drept în ochi pe toți tiranii voștri. Înjurați cu resemnare orice lovitură. Suportați orice chin. Căci jertfa noastră a tuturora va fi temelia de fier, de trupuri frânte și de suflete chinuite a biruinței. Acei ce vor cădea dintre noi vor avea nume și morminte de eroi, dar cei ce le vor ucide vor purta nume de trădători și vor fi blestemați din neam în neam. Din adâncuri înaltă dimitor legionarul, cu sufletul tău de stâncă, cei ce cred că-l pot înjunge, ca și cei ce cred că-l pot cumpăra, se vor convinge în curând, dar prea târziu că s-au înțelat. Toamna anului 1937 se numește fierbinte, dar Carol al II-lea se complace în festivitățile sale fastuoase, ca aceea din 25 octombrie, când îl ridică la gradul de subocotenent pe fiul său Mihai. Atât în timp de pace, cât și în timp de război. Așa să mai ajute Dumnezeu! Singura abatere de la regulă este că doamna Lupescu participă la ceremonie în primul rând, alături de personalități marcante ca Patriarhul Miron Cristea, Mareșalul Prezan și Octavian Gogă. Și se declanșează campania electorală. În așezările Mucitorești se duce cu precădere inginerul Gheorghe Clime, președintele partidului, un bun orator și cunoscător al muncitorilor române. Și legionarii cu funcții modeste iau parte in corpore la campanie. Întreaga rețea de propagandă este condusă de însuși Corneliu Codreanu. Campania electorală va dura până târziu la începutul iernii. Cunoscând obstrucțiile celor de la guvernare, Codreanu încheie un pact de neagresiune cu partidele conduse de Iuriu Mariu și Gheorghe Brătianu. Cum Maniu face o declarație ziariștilor despre acest eveniment, capitanul îi convoacă și el pe ziariști și le citește următoarea declarație. Domnilor ziariști, deci în cadrul acestui pact de neagresiune, care are ca scop nu părăsirea ideilor și credințelor noastre, ci tocmai afirmarea lor cât mai liberă în fața țării, domnul Iuriu Maniu a invitat pe ziariști și le-a făcut declarații în sensul ideilor sau credințelor sale. Mi-am permis ca în cadrul aceluiași pact să vă invit și eu pentru a-mi spune în fața țării ideile și credințele mele. Domnul Maniu, afirmând punctul de vedere al partidului său în politica externă, a spus în esență: suntem alături de marile democrații ale Occidentului, suntem alături de mica înțelegere și de înțelegerea balcanică și își arată marele său devotament față de societatea națiunilor. Cu profund respect pentru domnul Maniu, îmi permit să afirm că părerile mele sunt exact contrarii. Eu sunt contra marilor democrații din Occident, eu sunt contra micii înțelegeri, eu sunt contra înțelegerii balcanice și nu am niciun atașament față de societatea națiunilor, în care nu cred. Eu sunt pentru o politică externă a României alături de Roma și Berlin, alături de statele revoluțiilor naționale în contra bolșevismului. O spune un om care n-a călătorit și n-a cerșit nimic nici la Roma, nici la Berlin. În 48 de ore după biruința mișcării legionare, România va avea o alianță cu Roma și Berlinul, intrând astfel în linia misiunii sale istorice în lume, apărătoarea crucii, a culturii și a civilizației creștine. În privința revizionismului, afișat și speculat de domnul Titulescu, mișcarea legionară afirmă că nicio revizuire de frontieră nu se va face în defavoarea României. Domnul Maniu este pentru democrație. Eu sunt de părere exact contrară, sunt contra democrației, după cum sunt și contra dictaturii. Sub aurora dimineții se naște un alt sistem, nou, neîntâlnit până acum. Pentru acela sunt eu. Domnul Maniu spune că partidul său va aduce justiție și toleranță pentru minorități. Eu sunt pentru justiție fără toleranță, pentru că am tot tolerat așa de multe încât suntem pe patul de moarte. Mișcarea legionară va aduce justiție pentru români.
Vorbesc de acele drepturi milenare ale românilor pe care ei trebuie să și le recucerească și pe care, după cea mai severă aplicare a justiției, nu au a le împărți cu nimeni. Și mai cu seamă, nu există nicio justiție care să ne oblige a împărți drepturile noastre de stăpânire a țării cu jidanii. Termin cu o declarație. Vorbesc despre domnul Titulescu. Întreaga tinerime se va prezenta în județele în care va candida și se va opune din toate puterile la reintrarea acestui om în politica internă a țării. Cu domnul Titulescu nu putem încheia decât un pact de agresiune. După o declarație atât de tranșantă a ideilor antidemocratice, se putea aștepta ca alegerile să fie o catastrofă pentru legionari. Dar rezultatele sunt catastrofale pentru guvernul liberal al lui Gheorghe Tătărescu. Nereușind să obțină 40% din voturi care asigurau prima majoritară, regele nu îi mai cheamă la guvernare. Marea și dureroasă surpriză a lui Carol al II-lea sunt cele 15,58% realizate de legionari, cu aproximativ 500.000 de voturi și 66 de locuri în Parlament. Este fără îndoială anul de apogeu al mișcării legionare și un nou tur de alegeri îi putea propulsa mai în față. Cu speranța renăscută, legionarii spuneau: am fost 5, suntem 1 milion, vom fi toată țara. Carol al II-lea cheamă la conducerea țării Partidul Național Creștin, clasat al IV-lea, cu scopul declarat de a organiza noi alegeri. Dar Octavian Goga, primul ministru, intră în conflict foarte repede cu regele și cu camarila regală, iar guvernarea se termină după 40 de zile, la 10 februarie 1938, făcând loc regimului de autoritate al suveranului, care își impune la 27 februarie 1938 propria Constituție. Pe 11 martie, Hitler înfăptuiește Anschlussul, ocupând Austria. Codreanu trimite o telegramă de felicitare Führerului, dar poșta română refuză expedierea ei. Telegrama este dusă direct la ambasada Germaniei de către 2 legionari. Se pare că acest lucru toarnă gaz peste foc. Iorga începe o campanie violentă contra legiunii, determinând și închiderea tuturor restaurantelor și cooperativelor mișcării. Capitanul, într-o scrisoare deschisă adresată marelui istoric, îl acuză de necinste sufletească. Iorga îl acționează în justiție, motiv suficient pentru Carol al II-lea și Arman Călinescu, care atât așteptau pentru a instrumenta un proces dirijat. Codreanu este condamnat la 6 luni închisoare și închis la Jilava. Între timp, cei 2 potentați pun la cale o înscenare mult mai gravă, acuzându-l pe șeful legiunii de trădare de țară. Ei se intentează un nou proces, care debutează pe 23 mai. Deși însuși regele afirmă în amintirile sale că actul de dare în judecată e slab, făcut cu lacune și acuzări uneori trase de păr, tribunalul militar nu ține cont nici de faptul că toate dovezile contra capitanului sunt spulberate de apărare și de inculpat, nici de mărturiile unor personalități de primă mărime ca Mihail Manoilescu, generalul Ion Antonescu sau Iuliu Maniu, care îl consideră un patriot adevărat pe Codreanu și după 4 zile de dezbateri îl condamnă la 10 ani închisoare. În timpul procesului, o echipă de legionari, procurându-și arme de la legația Spaniei, se oferă să atace duba închisorii și să le libereze pe capitan, anunțându-l în prealabil de intențiile lor. Acesta refuză, spunând că se lasă în voia lui Dumnezeu. Codreanu va fi încarcerat din nou la Jilava, apoi va fi mutat prin alte închisori, ajungând la Râmnicu Sărat.
concomitent, majoritatea comandanților legionari sunt închiși în lagăre speciale la Miercurea Ciuc, Predeal, Vaslui și altele. Reporterii jurnalului de actualități au luat interviuri speciale după proces. Istrate Micescu, fost ministru de externe, invocă noua Constituție și îl tămâiază evident pe rege. Criza din care am ieșit era dublă. Era o criză a autorității prea slabă pentru a se opune dezordinii. Și era o criză a libertăților dezlănțuite care semănau dezordinea. Marea binefacere a Constituției constă într-o delimitare între principiul libertății și principiul autorității. Autoritățile delimitate au avut drept rezultat libertăți definite. Marea operă a religiei creștine se rezumă în cuvintele Mântuitorului: pace vouă. Liniștea cu care noua întocmire a fost primită revelă primele ei binefaceri. Meditațiunile cărturarilor vor desluși restul. În orice caz, recunoștința poporului român trebuie închinată întreagă marelui său rege, care a dovedit că regalitatea devine prima dregătorie politică a țării. Regele a fost dregătorul principiului autorității liberatoare, chezășia libertăților de mâine. Iar Nicolae Iorga, considerat de legionar autorul moral al suferințelor capitanului, invocă nevoia de muncă, acuzând dezordini inexistente și nevoia păcătoasă de schimbare a clasei suspuse. Înainte de a pleca pentru scurtă vreme din țară, cred că veți îngădui, ca vârsta și experiența mea, dorința de a face bine tuturora să dea câteva sfaturi. Țara noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzgheț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară și față de acest neam. Schimbările mari, revoluțiile se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost. Și foarte multă vreme nu ne se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face ispreava care se așteaptă de la noi. Să nu confundăm anumite greșeli și păcate ale clasei de sus cu datoria de a răsturna împreună cu dânsa și țara și neamul. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale. Atunci când toată lumea muncește, prin muncă se face o osebire. Între acela care înțelege a se ridica și a se menținea fără muncă și între aceia a căror muncă aduce după dânsa totdeauna o răsplată. Muncă, bună înțelegere, înlăturarea tuturor împrumuturilor din străinătate, respingerea pornirii ticăloase de a jertfi pacea și liniștea tuturor. Așa cum am mai amintit, toți liderii legionari sunt internați în lagăre. La Miercurea Ciuc, în luna mai, în fața camarazilor, profesorul Nae Ionescu ține 4 conferințe adunate și tipărite ulterior, cunoscute sub numele de fenomenul legionar. Era un omagiu adus de marele filozof spiritului mișcării. Dar cu toate că mișcarea legionară fusese anihilată în linii generale, regele era conștient de prezența unui dușman la fel de puternic, așteptând în umbră. De aceea imprimase industriei de armament ritmuri nemai întâlnite în țara noastră. Armamentul, mult și de calitate, a cărui producție accelerată era invocată pentru nevoile de apărare ale țării, era însă și un scut sigur al Carolului II la împotriva inamicilor interni, suficient de mulți și de influenți. Și bazându-se pe capacitatea de manager desăvârșită a unui om ca Nicolae Malaxa, uzinele de armament produc zi și noapte. La 29 septembrie 1938, cele 4 mari puteri europene semnează acordul de la München, prin care regiunea sudetă din Cehoslovacia fusese oferită Reichului nazist. Și peste câteva luni, Cehoslovacia urma să dispară de pe harta Europei. Pentru România, dar mai ales pentru regele Carol, era un avertisment cutremurător.
comisariat, monarhul român pleacă la Londra pentru a se consulta cu politicienii englezi și pentru a cere sprijin, adică armament. Va fi refuzat cu politețe rece, invocându-se propriile nevoi de apărare ale Marii Britanii. Franța va primi același răspuns descurajant, simțind cum se strânge lațul și în jurul gâtului său și atunci, sfătuit de consilieri, iau o hotărâre surprinzătoare. Se duce în Germania pentru a capta bunăvoința lui Hitler. Dar aici constată că Führerul îi este foarte favorabil lui Codreanu și, pretind surse greu de verificat, îi cere chiar eliberarea din închisoare a capitanului. Înapoierea în țară, Carol al II-lea era aproape hotărât să scape de coșmaruri. Probabil că atentatul de la Cluj din 28 noiembrie, unde un grup de studenți au tras cu pistolul în rectorul Ștefănescu Goangă, deși Codreanu ceruse printr-o circulară din închisoare să fie liniște și legionarii să nu provoace niciun incident, contribuie la decizia finală. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938, două dube cu jandarmi conduși de maiorii Dinulescu și Macoveanu pleacă din București și ajung la Râmnicu Sărat. După ce li se face un instructaj clar asupra acțiunii ce trebuie întreprinsă, legionarii vizați sunt aduși și băgați 10 într-o mașină și 4 în cealaltă. Se pleacă înapoi spre București și în dreptul pădurii Tâncăbești, conform planului, legionarii sunt ștrangulați și aduși la închisoarea Jilava. Aici sunt așezați cu fața în jos și împușcați în spate pentru a simula încercarea de evadare. Sunt îngropați, dar a doua zi sunt dezgropați și se toarnă peste ei 15 damigene cu vitriol. Este relatarea din 1940 a plutonierului Sârbu, cel care l-a strangulat chiar pe Codreanu. Aceste măsuri abominabile prin care Carol al II-lea și Armand Călinescu scapă de nicador și de decemviri aveau ca unic scop eliminarea fizică a capitanului. Prin dispariția sa, mișcarea legionară cu ceilalți comandanți băgați în lagăre este pe punctul de a fi desființată. La începutul lunii martie 1939 moare patriarhul Miron Cristea în Franța. Adus și înmormântat pe 12 martie în București, locul de prim-ministru rămâne liber. Credinciosul complice al regelui Armand Călinescu va fi imediat răsplătit devenind premier, dar serviciile aduse suveranului cereau o dovadă și mai clară, care va veni pe data de 6 iunie 1939, când Carol al II-lea îl decorează personal pe Călinescu, considerat de legionar dușmanul numărul 1. Timp, poliția lucisese pe profesorul Vasile Cristescu în București, la 26 ianuarie 1939, după ce acesta evadase din lagăr și preluase sarcinile de conducere ale legiunii. Iar la 4 zile după decorarea lui Armand Călinescu, pe 10 iunie 1939, este arestată și omorâtă Nicoleta Nicolescu, comandanta Organizației Femeilor Legionare. Cum pericolul războiului devenea tot mai clar, regele mobilizează noi contingente și le verifică instrucția în manevre militare de anvergură. La 23 august 1939, sub privirile aprobatoare ale lui Stalin, are loc semnarea tratatului secret Molotov-Ribbentrop,
prin care se împărțeau sferele de influență de la Marea Baltică la Marea Neagră. Provincia românească Basarabia va fi revendicată de comuniștii ruși ce se considerau moștenitorii fostului Imperiu Țarist. Și cu primele proiectile trase de nemți la Westerplatte, se declanșează al doilea război mondial. Trupele naziste invadează Polonia și cu toată rezistența eroică, armata poloneză insuficient dotată tehnic, capotează extrem de repede în fața mașinii de război germane ce părea invincibilă. Refugiații polonezi sosesc în număr mare pe teritoriul românesc și nu numai civil, ci chiar guvernul și președintele Poloniei. Are loc cunoscuta dispută asupra aurului din Banca Națională de la Varșovia, căruia îi se va da cale liberă de tranzit prin România. Legionarii îl acuză pe Armand Călinescu că a vrut să tărască România în război contra Germaniei, fapt nedovedit, dar că atitudinea sa binevoitoare față de problemele poloneze a iritat la culme cercurile conducătoare naziste este perfect adevărat și caracterul vindicativ al lui Hitler putea declanșa oricând represalii dezastruoase asupra țării noastre. Numai că pe 21 septembrie 1939 primul ministru român este asasinat. Echipa de 9 legionari condusă de Miti Dumitrescu blochează mașina lui Călinescu la podul Elefterie și îl împușcă atât pe el cât și pe agentul său de pază. Noul prim-ministru generalul Gheorghe Argeșanu îi împușcă fără judecată în stradă pe cei 9, deși legionarii se predaseră singuri, după cunoscutul procedeu al mișcării de asumare a responsabilității faptelor comise. Armand Călinescu, depus la Ateneul Român, se va bucura de vizita protocolară a regelui și a fiului său, ca și de o impunătoare înmormântare. În același timp, în întreaga țară, sunt omorâți 256 de legionari de toate categoriile, cu precădere comandanții și intelectualii mișcării. În unele localități, ei sunt expuși public și lăsați câteva zile cu placarde de gât inscripționate cu trădători de țară. Și în felul acesta, șirul vendetelor sângeroase guvern mișcarea legionară își continuă derularea cu mențiunea că abuzurile sunt înfăptuite acum de guvern. Pentru a curma represaliile sângeroase ale guvernului Argeșanu, regele instalează la 28 septembrie 1939 un nou guvern condus de Constantin Argetoian. Convins că i-a neutralizat pe legionari, Carol al II-lea se ocupă cu precădere de armată și cu ocazia unor inspecții de mai lungă durată sosește la Constanța în preziua anului 1940, trecând în revistă trupele de marinari. Cu această ocazie va transmite țării și urarea tradițională. Și acum, la începutul acestei ani, care să-l dorim cât mai bun și pașnic, adresez țării mele cu o inimă cald, strămoșească urare de la mulți ani. Sănătate! Pentru mișcarea legionară, începutul anului 1940, marcat de o iarnă aspră, nu va aduce nimic bun. Așa cum susțin unii apropiați, profesorul Nae Ionescu moare otrăvit pe 15 martie. Oricum, circumstanțele morții sale sunt obscure. Legiunea își pierdea un teoretician, iar filozofia românească pe unul din marii ei dascăli. Ținut la curent de agenții siguranței, în special de Mihail Morozov, regele înțelege că, în ciuda tuturor pierderilor, mișcarea legionară e încă puternică și unii reprezentanți ai ei sunt adăpostiți în Germania. Și atunci aruncă în balanță cea mai răvnită bogăție a țării, petrolul, de care mașina de război nazistă avea atâta nevoie, facilitând încheierea unor acorduri comerciale preferențiale ca pactul armament-petrol din 27 mai 1940, semnat de Mircea Cancicov și Hermann Neubacher. Gelangt das Rohöl nach Brasilien in eine der modernsten und bestens ausgestatteten Raffinerien Europas. Nu uită însă nici producția națională de armament, căreia îi alocă, e drept cam târziu, fonduri deosebit de consistente și urmărește personal realizările din acest domeniu. La 10 mai 1940 își inspectează trupele masate în piața Palatului Regal, dar în mod sigur gândurile îi zboară la evoluția războiului care decurgea tot mai nefavorabil pentru aliați.
Și într-adevăr, trupele germane, prin acțiuni de învăluire și lovituri nimicitoare, îi creează lui Hitler posibilitatea să intre în Paris în calitate de cuceritor. Carol al II-lea încearcă ultimele manevre de salvare. Deși începuse de 6 luni tratative de destindere între el și legiune, abia în iunie adversitățile par să se domolească. Când la 22 iunie 1940 înființează Partidul Națiunii, segmentele filmate ilustrând momente din acea zi, Horia Sima, reîntors în țară, îi sfătuiește pe legionar să se înscrie în partid. De fapt, regele urmărea prin jocul încercat cu mișcarea legionară să capteze bunăvoința Germaniei, dar Molotov, bazându-se pe complicitatea germanilor, remite României nota ultimativă a guvernului sovietic din 26 iunie 1940. Și cu tot Consiliul de Coroană furtunos, România cedează și Basarabia e înghițită de colosul rus. Tragedia refugiaților basarabeni și relatările martorilor oculari despre felul cum a fost tratat armata română în teritoriu cedat, de unde a fost obligată să se retragă fără luptă, pe de o parte, umplu deja le inimile tuturor românilor, dar pe de altă parte concentrează doze tot mai mari de indignare contra vinovatului și acesta e considerat cam de toată lumea unul singur, regele Carol al II-lea. Încearcă o nouă mișcare salvatoare și îi propune lui Horia Sima să intre în noul guvern. Sima acceptă și intră în guvernul Gigurtu ca ministru al cultelor, realizându-și planul de a legaliza mișcarea legionară, iar regele crede că măcar în felul acesta îi poate îmblânzi pe liderii naziști. Dar după 4 zile Horia Sima demisionează, regele neacceptând să formeze un guvern legionar. Și ei pretențiile teritoriale și la fel bulgarii. Carol al II-lea îi scrie o scrisoare lui Hitler cerându-i sprijin, dar Führerul îl somează să accepte pretențiile vecinilor, altfel existența României ca stat devenind incertă. Și așa se ajunge la dictatul de la Viena, unde la 30 august teritoriul românesc se mai micșorează cu alte 10.000 de kilometri pătrați. Der ungarische Ministerpräsident Kartelicki wird von dem italienischen Außenminister Graziano und dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop im Schloss Belvedere in Wien begrüßt. Der rumänische Außenminister Manoilescu informiert sich über den Verlauf der neuen Grenze. Ungarn, das durch den Gewaltvertrag von Trianon 102.000 Quadratkilometer seines Landes verlor, gewinnt damit 45.000 Quadratkilometer zurück. În mai puțin de 3 luni, România pierde aproape 100.000 de kilometri pătrați și 6,8 milioane de locuitori, adică peste 33% din populația și teritoriul său. Și în timp ce forții intră călare în nordul Ardealului, sărbătorit de populația maghiară, în țară și mai ales în capitală, mișcarea legionară declanșează ample mișcări protestatare contra regelui, soldate cu cuțitiri violente între jandarmi și legionari. Ajuns în fața dezastrului, Carol al II-lea îl numește pe generalul Antonescu prim-ministru pe 4 septembrie 1940. Acesta dă o proclamație către țară în care recomandă liniște și unire. În același timp solicită sprijinul Partidului Național Țărănesc și Partidului Liberal pentru a forma un nou guvern. Ambele partide refuză, cerând abdicarea regelui. Puteri de pline și le obține, urmând ca acesta să rămână doar cu funcțiile decorative. Apoi generalul îl obligă pe Carol al II-lea să abdice, în prealabil arestându-i pe generalii Paul Teodorescu și Gheorghe Mihail, care îi sugeraseră regelui să reziste cu forța armelor. Regele se retrage după 10 ani de domnie care au dus România Mare la ruină. Fiul său, marele voievod de Alba Iulia, depune jurământul devenind noul rege al României.
La 6 septembrie, împreună cu populația capitalei, legionarii îi fac acestuia o amplă manifestație de simpatie, defilând rânduri compacte prin fața palatului și ovaționându-l îndelung pe tânărul suveran. Fostul rege pleacă din țară pe ascuns și, depistat de o echipă legionară la Timișoara, scapă ca prin urechile acului cu viață după un schimb de rafale de arme automate și o urmărire a trenului ca în filmul american. Pe 7 septembrie, regele Mihai I îi face generalului Antonescu, noul șef al statului, o vizită de curtoazie la el acasă. Era recunoașterea oficială a puterii cu care era investit generalul. Iar pe 9 septembrie trupele depun jurământul de credință față de noul rege. Are loc apoi o slujbă de sfințire a urcării regelui pe tron, prilej ca Mihai I și generalul Antonescu, după ce ascultă ceremonia religioasă în genunchi, să își strângă mâinile în semn de înțelegere reciprocă și de înscăunare a unui regim mai bun și mai drept pentru toți românii. Legionarii sărbătoresc ziua capitanului pe 13 septembrie 1940. Mircea Vulcănescu îi făcea capitanului următorul portret. Codreanu, ca toți șefii mari, avea arta de a utiliza oamenii și de a-i lăsa să cadă când nu mai puteau folosi. Om de instinct, cu reacțiuni simple, se temea de prea marea inteligență și de iscodirile ei pe care le socotea drăcești. Era un intuitiv practic, o natură credincioasă, fanatică, aplicată spre făptuire, cu orientare fundamental etică, dominată în toate de problema normei de purtare, ce e de făcut, care mergea direct la țintă. Pentru Emil Cioran, Codreanu era cu totul diferit. Acel ce a dat țării altă direcție și altă structură unea în sine o presiune elementară cu detașarea spiritului. Soluțiile sale sunt valabile în imediat și în veșnicie. Istoria nu cunoaște un vizionar cu spirit mai practic și atâta pricepere în lume sprijinită pe un suflet de sfânt. Tot așa ea nu cunoaște o a doua mișcare în care problema mântuirii să meargă mână în mână cu gospodăria. În preajma capitanului nimeni nu rămânea călduț. Peste țară a trecut un fior nou, o regiune umană bântuită de esențial. Suferința devine criteriul vrednicii și moartea a chemării. În câțiva ani România a cunoscut o palpitație tragică. Credința unui om a dat naștere unei lumi ce lasă în urmă tragedia antică și pe Shakespeare. Și aceasta în Balcani. După moartea lui ne-am simțit fiecare mai singuri. Septembrie 1940,
când mișcarea legionară sărbătorea ziua de naștere a lui Corneliu Zelea Codreanu. Participau pe lângă mari grupuri de membri ai partidului și comandanții de frunte sau alte personalități remarcabile. Horia Sima, Radu Mironovici, Gheorghe Belimace, Corneliu Georgescu, Ilie Gârneață, profesor Traian Brăileanu, profesor Eugen Chirnoagă, profesor Simion Lehedinți, colonel Ștefan Zăvoianu, Vasile Iașinski, Nichipor Crainic. Nu lipsau nici membrii ai familiei capitanului și, evident, soția acestuia, Elena Codreanu. Din punct de vedere organizatoric, legiunea îl recunoscuse pe Horia Sima drept comandant și acest lucru urma să fie confirmat oficial a doua zi, când comunicatul prin care România era declarată stat național legionar avea să-l certifice pe Sima în acest post. Totuși exista și un grup contestatar. Acesta îl avea în frunte pe nimeni altul decât profesorul Ion Zelea Codreanu, tatăl capitanului. El cerea ca șefia partidului să îi revină. Grupul oponenților lui Sima îl acuzau că împiedicase senatul legionar să se pronunțe și că acesta nu l-ar fi confirmat în funcția supremă a mișcării. Se știe însă că erau încă în viață trei dintre cei ce înființaseră legiunea Arhanghelului Mihail împreună cu Codreanu și Ionel Moța, și anume Ilie Gârneață, Corneliu Georgescu și Radu Mironovici. Ei însă nu contestau acest loc lui Sima. Dacă aceștia trei nu aveau obiecții, se pune întrebarea de ce l-ar fi contestat senatul legionar. Aceste neînțelegeri de anvergură aveau să slăbească din primele zile de guvernare Garda de Fier și deschideau loc pretențiilor altui om și mai puțin îndreptățit să solicite comanda legiunii. Acesta era chiar generalul Antonescu, șeful viitorului stat național legionar. Stat național legionar se pune o nouă întrebare. Se poate vorbi cu adevărat de un asemenea stat și de o dictatură legionară în condițiile când primul ministru, miniștrii de resort ai armatei, ministrul de interne și ministrul de justiție, posturi cheie în stat, nu erau legionari? De altfel, protestele lui Horia Sima către Antonescu vor repeta acest lucru, că nu sunt îndeplinite condițiile unui stat totalitar. La 15 septembrie, mama regelui, regina Elena, revine în țară. Ajunși la palat, suveranilor li se face, ca de altfel pe întregul traseu de reîntoarcere, o nouă manifestație de simpatie a populației și în mod special din partea legionarilor, care defilează prin fața balconului de acum cunoscut al reședinței regale. Sigur că eroii principali par regele Mihai și regina mamă, ce nu mai prididesc să răspundă la saluturile de simpatie. Dar în câteva secvențe apar generalul Antonescu și Horia Sima alături. Ei erau, de fapt, personajele principale între care avea să se declanșeze foarte repede o stare conflictuală, datorată felului cum credeau fiecare în parte că trebuie condusă țara și ce măsuri trebuie aplicate în acest sens. Deocamdată, unul în calitate de șef al statului și prim-ministru, iar celălalt ca șef al mișcării legionare și vice-prim-ministru, privesc cu mulțumire la defilarea grupurilor compacte de legionari și se gândesc, probabil cu plăcere, că privilegiul de a privi din acest balcon îi aparținea în exclusivitate lui Carol al II-lea, care uneori îl lua alături pe actualul rege. Pe 22 septembrie au loc o serie de parastase în memoria legionarilor căzuți de-a lungul anilor de prigoană. Primele secvențe sunt la Râmnicu Sărat, unde cu un an înainte 13 căpetenii legionare plătiseră cu viața asasinarea lui Armand Călinescu. Desfășurate după ritualul creștin-ortodox, aceste comemorări au o mare cantitate de încărcătură emoțională pentru cei de atunci, rude, prieteni sau legionari. Se remarcă crucea fostului președinte al mișcării legionare, inginerul Gheorghe Klime, ca și ale altor victime făcute de regimul carlist.
Slujba de veșnică pomenire, ca și celelalte ritualuri, sunt destul de monotone, însă ele subliniază până la sațietate importanța acordată de mișcarea legionară cultului morților și respectul constant și nealterat pentru credința în Dumnezeu și religia creștină. Încheia cu apelul legionar, un ceremonial care l-a impresionat chiar și pe Marin Preda, fapt subliniat în romanul său Delirul. Ion Moasa! Prezent! Vasile Marin! Prezent! Nicatori! Prezent! Decembiri! Prezent! Legionarii căzuți pe tot cuprinsul țării! Prezent! Semnificația acestui apel este oricum mai greu de decriptat pentru cei ce nu au fost membri ai mișcării legionare. Interesantă este prezența lui Antonescu și Horia Sima la Predeal, întovărășiți de ministrul Germaniei Wilhelm Fabricius. Este perioada când în ședința Consiliului de Ministri din 18 septembrie Antonescu spunea: noi ne-am așezat pe axa Roma-Berlin. Mergem 100% și cu cea mai mare cinste în această direcție. Am pornit așa și nu ne mai uităm la dreapta ori la stânga. Deci punctul nostru de reazem în afară este axa, iar înăuntru regimul național legionar. O a doua chestiune. Facem statul cum dorim să-l facem. Nu există nici trădarea mea față de domnul Sima, nici a domnului Sima față de mine. Acestea sunt prostii ale vieții omenești. Noi mergem în frăția cea mai deplină, pentru că suntem cu toți români, vrem binele acestei țări, vrem ordine. În Consiliul de Ministri din 21 septembrie, tot Antonescu spunea: ați văzut, noi am transformat statul într-un stat național legionar. Eu sunt șeful regimului legionar, iar domnul Horia Sima este comandantul mișcării legionare. Cu domnul Sima suntem înțeleși că toată partea politică o face mișcare. În guvernare însă partidul nu se amestecă. Nu se amestecă decât domnul Sima prin raporturile directe pe care le-am cu domnia sa și împreună căutăm să dirijăm statul în direcția cutare sau cutare. În acele zile părea că înțelegerea cea mai deplină domnea între generalul Antonescu și mișcarea legionară. La 1 octombrie se deschidea la sala Dales expoziția cărții germane. Sosește ministrul Fabricius, salutat cu deferență în curte, ca și în interior. Mai participă diverse personalități legionare ca profesorul Traian Brăileanu, Alexandru Constant, Victor Medre. De asemenea, participau Nichifor Crainic, profesorul dr. Ernest Gamilșeg, dr. Vasile Gomoiu. Cinste tronează cartea lui Hitler, Mein Kampf. E interesant de remarcat că în această perioadă, când cultura germană era omniprezentă și când evreii se bucurau de tratamentul binecunoscut în regiunile ocupate de naziști, în România, poetul Radu Demetrescu Gir, pe atunci directorul general al teatrelor, sprijină înființarea teatrului evreiesc Barașeu. Chemarea răscolitoare a comandantului ei, Horia Sima, mișcarea legionară a răspuns din toate depărtările pământului românesc. Adunați în piața 6 septembrie, înfățișând întregii suflări românești, chipul legiunii, vie, unită, de nedespărțit și de neînvins, zecile de mii de legionari în fața delegațiunilor germană, italiană, spaniolă și japoneză, alături de familiile celor căzuți în lupte pentru biruința legionară, au primit semnalul de luptă prin care generalul Antonescu, conducătorul statului național legionar, i-a chemat să înceapă zidirea pentru veacuri a destinului românesc. Ion Antonescu, alături de Horia Sima și secundat de Radu Mironovici, apare pentru prima oară îmbrăcat în cămașă verde. Este primul atac frontal pe care generalul îl dă vizând cucerirea simpatiei legionarilor, a comandanților legionari și a lui Horia Sima personal, cu scopul de a-și subordona mișcarea legionară.
interesant de urmărit discursurile celor doi lideri ai statului național legionar, deoarece fiecare va debita fără să clipească o serie de neadevăruri cu intenția mascată de a câștiga bunăvoința celuilalt și de a-i adormi vigilența. Și peste această înfruntare politică mocnită, tabloul imens al capitanului domină aspectul fastuos al serbării. Domnule general, camarazi, e cea din tâi zi când adevărul asupra înțelegerii dintre generalul Antonescu și mișcarea legionară poate fi spus întreg și fără șovăire. Generalul Antonescu, care apare azi în fața legiunii, îmbrăcat în cămașă verde, o poartă de mult în sufletul lui. Convingerile și atitudinea lui sufletească au fost totdeauna identice cu ale noastre. N-a existat moment greu în legiune ca lupta și suferințele noastre să nu fi găsit alături pe generalul Antonescu. Astăzi, dinastie și stat, generalul Antonescu, poporul român și mișcarea legionară alcătuiesc o forță unitară și un bloc indestructibil. Am suferit împreună, am luptat împreună și am biruit împreună. Domnule general, alături de armata română, legiunea vorbează și dumneavoastră știți că vă puteți sprijini pe forța unui milion de cămăși verzi hotărâte să învingă sau să moară. Trăiască generalul Antonescu! Legionari, v-am chemat astăzi de pe întregul cuprins al țării sfâșiate să sfințim biruința din 6 septembrie. V-am adunat azi cămăși verzi, suflete întregi și curate, ca să legăm într-un singur cuget, într-un singur crez și într-un singur avânt viitorul de credință românească din piepturile voastre. Legionari, s-au împlinit 30 de zile de la biruință. Am sfărâmat la 6 septembrie un regim care era odios tuturor. Din acea zi am vroit și voim să clădim din temelie altul nou, așteptat și dorit de toți. Aceasta va face cinstea neperitoare a mea și mai ales a voastră, pentru că m-ați ascultat. Azi v-am chemat ca să treceți la înfăptuiri. În acest scop găsesc de datoria mea să vă reamintesc porunca ce vi s-a lăsat, care imperios vă cere. Să pășiți peste morți și mormintele lor, ducând în mâinile voastre steagurile triumfătoare ale românilor. V-am chemat ca să cunosc brațele ce vor purta aceste steaguri și să dau semnalul. În liniște și în credință, în ordine și în unire, în muncă și în iubire, cu Dumnezeu înainte. În credința că m-ați înțeles și având conștiința că v-am înțeles, vă cer, legionari, să rostiți după mine, în fața cerului și a viitorului, legământul vostru. Rostiți! În duhul capitanului și al neamului, în fața regelui și a generalului, ne legăm prin jertfa noastră supremă! Să facem cu toții
Un popor și o țară? Dar soarele spânde pe cer. Privind la datorie și uitând drepturile, stăm cu inima strânsă și cu mintea țintită la cei ce suferă, plătind atât de scump greșelile noastre. Ei însă trebuie să știe că la drepturile coroanei Sfântului Ștefan noi răspundem pașnici și cu omenie cu drepturile pe care le dă coroana de lauri a marelui Traian. Așezat alături în mașină, Ion Antonescu și Horia Sima parcurg Calea Victoriei spre locul unde urma să aibă loc defilare. E greu de știut dacă se gândeau la ce afirmaseră anterior, dar Horia Sima susținuse că generalul a fost alături de legionari mereu în momentele grele și că purtase cămașa verde în suflet. Nimic mai neadevărat. Antonescu vorbise despre spiritul și duhul capitanului, în virtutea căruia îi pusese pe legionar să jure, deși se va vedea în 1946 la proces că luase legătură cu Codreanu nu pentru a se face legionar, ci pentru a vedea ce gândește acesta și pentru a-i da sfatul. Numai că foarte repede adevărul a ieșit la iveală. Au început schimburile de scrisori cu reproșuri. Astfel, pe 16 octombrie, deci numai după 10 zile, Horia Sima îi scrie lui Antonescu: domnule general, știrile care îmi parvin din domeniul economic sunt tot mai alarmante. Lipsă de coeziune și de unitate. Până când nu va exista un comandament unic în domeniul economic, până atunci lucrurile se vor înrăutăți până la faliment. E o criză care se apropie zi cu zi. Explicație. Un regim legionar nu poate să dăinuiască cu o structură economică liberală. Aici e dificultatea. Două concepții, două lumi care se lovesc. Accentul trebuie să cadă pe elementul politic, așa cum a fost și în Italia și Germania. Adaptarea la noua structură a statului trebuie să se facă repede și energic. Orice zi de întârziere e fatală. Iar generalul Antonescu îi răspunde: falimentul, domnule Sima, va veni, dar nu din cauza nepriceperii sau relei credințe a generalului Antonescu, ci din cauza faptului că și în administrație și în economie am introdus la cererea dumitale elemente care fac zilnic ceea ce zilnic semnalează siguranța și strigătele de alarmă care ne vin din toate părțile. Deci, acuze reciproce. La 28 octombrie, Sima îi trimite altă scrisoare lui Antonescu, din care spicuim: toată neînțelegerea, domnule general, provine de la spirit, de la o concepție, de la atmosfera sufletească și nu de la oameni. Regimul legionar cere guvernare în spirit legionar, guvernare totalitară. Guvernarea totalitară înseamnă monopolul politic al unei mișcări care a biruit. Exclusivitate, dacă voiți. Așa e în Italia, așa e în Germania. În România legionară nu mai există loc pentru niciun alt partid, pentru nicio altă grupare, pentru că acest lucru e un atribut fundamental al statelor totalitare. Generalul îi răspunde: domnule Sima, nu este timp de polemică între dumneata și mine. Dacă continuăm, raporturile dintre noi, dintre mine și mișcare, se vor înrăutăți. Incontestabil că s-au făcut și se fac greșeli. Întrebarea ceasului nu este însă cine sunt vinovații, ci ce facem. Continuăm cu metodele de până acum sau ne oprim? Dacă continuăm, dezastrul este inevitabil. Nu se poate ca un corp să meargă cu două capete. Un organism politic, social și economic trebuie să asculte de o singură conducere. Nu trecuseră încă două luni de la biruința mișcării legionare și disensiunile între legiune și guvernul condus cu mână forte de Antonescu tindea să capete caracter de conflict deschis. Festivitățile și defilarea de la 6 octombrie 1940 rămân doar ca o piesă montată frumos de către doi regizori ce își revendică fiecare pentru el reușita spectacolului. În octombrie sosesc în țară primele trupe germane solicitate de partea română pentru instruirea armatei, mai ales cu tehnica militară pe care România o cumpără de la Germania. Dar soldații germani nu fac doar instrucție. Îi vedem aici în perioada 15-18 octombrie construind un pod de bacuri pentru a înlocui podul distrus și dând asistență populației de origine germană care se retrăgea din regiunile românești ocupate de sovietici, mai exact din Basarabia. Ich habe so viel Arbeit, wenn du weißt,
Trupele rusești ținuseră cont de originea etnică a locuitorilor și le facilitaseră plecarea cu tot avutul personal ce putea fi evacuat. Oricum nu avea să treacă mult timp și țăranii germani puteau face calea întoarsă, întrucât trupele româno-germane aveau să mai elibereze o dată provincia românească dintre Prut și Nistru. Legionarilor s-au adunat la București în cea din tâi și cea din urma lor adunare, așa cum hotărâse capitanul în noiembrie 1936 la întemeierea asociației. Prietenii legionarilor în ziua biruinții vor fi recunoscuți și sărbătoriți de întreaga suflare românească. Profesorul Eugen Chirnoagă a subliniat că mai mult decât oricare altul dintre organele create de geniul capitanului pentru încadrarea mulțimilor românești în slujba ideii legionare, prietenii legionarilor au reprezentat aportul maselor anonime la clădirea edificiului legionar. În răspunsul său, comandantul mișcării legionare a spus: în numele capitanului, mulțumesc vouă, prietene legiunii, pentru ajutorul ce l-ați dat mișcării în vremuri grele pentru ea. Niciodată sufletul legionar nu se va încovoia sub povara greutăților. Victoria noastră este sigură pentru că dinamica interioară a acestei mișcări este uriașă. E o rostogolire de voință la care participă întreg neamul și care va nimici cu ușurință toate împotrivirile. După terminarea ședinții, mulțimea prietenilor au mers în procesiune la locul sfințit de jertfa celor 9 legionari, unde făcând front s-au închinat amintirii eroilor căzuți în lupta pentru biruința legionară. La 27 octombrie are loc la Vaslui reînhumarea legionarilor omorâți în lagărul ce existase aici cu un an în urmă. Participă pe lângă Horia Sima și Ion Antonescu, generalul Constantin Petrovicescu, Mihai Sturza, Vasile Iașinski, Traian Brăileanu, Alexandru Constant, Ilie Gârneață, Dragoș Protopopescu. Aparatul de filmat se va opri mai mult pe cei doi lideri ai regimului. Cu toate că generalul Antonescu a îmbrăcat din nou cămașa verde, disensiunile dintre el și legiune s-au amplificat. Acum îi se impută că tărăgânează judecarea celor ce l-au asasinat pe Codreanu, pe Nicadori, pe Decemvir și pe ceilalți legionari din lagăre. Erau închiși la Jilava peste 64 de inși, unii foști de militare statului carlist ca generalii Argeșanu, Gabriel Marinescu, Bengliu sau Mihail Morozov. Antonescu invoca nevoile procedurale cerând timp. Legionarii îl suspectează că amână judecata cu intenția nedeclarată de a-i scăpa pe cei închiși. Oricum este inexplicabil că plutonierul sârbu, care putea lămuri atâtea lucruri prin declarațiile sale, e interogat abia în luna noiembrie. Nu este mai puțin adevărat că și Horia Sima a cam scăpat din mână conducerea mișcării. Sunt semne tot mai evidente că unii legionari acționează fără să mai ascultă de ordinele comandanților. Asaltat din prea multe părți de o mulțime de probleme, comandantul mișcării legionare nu reușește să le facă față. Și aceste inițiative personale ale unor capete înfierbântate ce vor să se evidențieze cu orice preț, îl vor pune curând pe Horia Sima într-o situație dificilă, încărcând activul legiunii cu fapte absolut reprobabile. Și peste toate aceste frământări politice, în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, în România are loc un cutremur catastrofal. La București se dărâmă blocul Carlton, cea mai semeață construcție a capitalei din acel timp, iar echipele de intervenție ce vor acționa nu reușesc să descopere niciun supraviețuitor. Pe fondul lipsurilor economice pricinuite de pierderile teritoriale imense și de o recoltă slabă, șocul cutremurului este resimțit nu numai în plan material, iar regimul legionar primește o grea lovitură, fiind obligat să dea asistență miilor de persoane sinistrate din toată țara. Efectul cel mai distrugător l-a avut cutremurul în Vrancea, unde orașul Panciu e pur și simplu dărâmat în întregime. Aici vine regele Mihai I și, după ce constată stricăciunile înspăimântătoare, stă de vorbă cu sinistrații și le împarte ajutoare.
legiune cu tremurul marchează o încercare. Și Alexandru Constan, subsecretar de stat, primul la finanță, al doilea la presă și propagandă. Întâmpinat de generalul Alberto Balbini, șeful statului român se va duce să se întâlnească cu Mussolini. În discuțiile cu dictatorul italian, Antonescu își va formula obiecțiile la dictatul de la Viena și va afirma deschis alte obiective esențiale ale politicii naționale. Mussolini îl va asculta cu atenție, sfătuindu-l să nu mai repete aceleași lucruri lui Hitler, deoarece acesta se va înfuria și va reacționa violent. Dar generalul nu a ținut cont de aceste sfaturi și o săptămână mai târziu repetă doleanțele sale și ale statului român în fața Führerului. Oceanu, ministrul de externe al Italiei și unul din coautorii dictatului de la Viena. Până atunci însă, în Italia fiind, vizitează și depune coroane de flori la Panteon, la mormintele regilor și la altarul patriei. Ce i s-a făcut generalului și succesul unei misiuni nu tocmai ușoare, dată fiind situația de moment a României. Sfătuit de mult de către Wilhelm Fabricius, care cunoștea disensiunile dintre el și legiune să îl viziteze pe Hitler, Antonescu își ia inima în dinți și se duce la Berlin. Întâmpinat de Ribbentrop la gară, generalul sosește la reședința Führerului, pe care îl va cuceri foarte repede, dându-i acestuia certitudinea că el este omul necesar Germaniei. Se pune întrebarea de ce nu l-a luat Antonescu și pe Sima cu el. Se temea oare de faptul că șeful legiunii vorbea perfect nemțește, iar el deloc, și astfel ar fi putut discuta peste capul său cu Hitler? Cert este că Führerul, la temerile exprimate de general, îi va spune că un dictator al secolului 20 nu poate fi răsturnat. Dacă el cade fără să facă uz de mitraliere, înseamnă că s-a sinucis. Dar la plecare îl sfătuiește să se împace cu legionarii și să guverneze împreună. Dar la 27 noiembrie 1940, în urma dezvăluirilor făcute de plutonierul sârbu, legionarii descumează cadavrele celor asasinați și îngropați la Jilava. Legionarii susțin că oamenii au fost cuprinși de furie la vederea atrocităților comise ce se puteau încă desluși bine. Pătrunzând în închisoare, echipa legionară îi va asasina pe toți deținuții vinovați de crime împotriva legiunii. Omorându-i pe inculpați fără judecată, acum când garda de fier era la guvernare, se repetă aceeași ilegalitate comisă de guvernele lui Carol al II-lea. Reconstituirea procedurii îi are ca protagoniști pe doi dintre cei ce au tras cu pistoalele, Gheorghe Cretu și Octavian Marcu.
că aceste crime vor murdări mișcarea legionară și îi vor șubrezi prestigiul este evident. De altfel, printr-un comunicat oficial ulterior, Horia Sima și mișcarea legionară se vor delimita și vor condamna faptele comise, fiind de acord cu introducerea pedepsei cu moartea împotriva celor ce vor mai acționa ilegal. Ciudat este că, deși a făcut mare tapaș când s-a întors în țară și a aflat, iar mai târziu i-a acuzat violent pe legionari, Antonescu, când i s-au raportat faptele de către generalul Petrovicescu, ar fi spus: nu-mi pare rău de niciunul din aceștia pentru că au făcut prea mult rău țării. Declarația făcută la procesul din 1946 nu a fost contestată de general. Mai grav este că în seara aceleiași zile, o altă echipă de legionari, avându-l șef pe Traian Boieru cu o mașină condusă de Ștefan Iacobuță, îl ridică de acasă pe profesorul Virgil Magiaru, secretar general al PNC, unul din adversarii legiunii, și după ce îl duc în pădurea Snagov, îl împușcă, abandonându-l pe un malder de frunze. Mașina își continuă drumul spre Sinaia în vederea răfuielii cu profesorul Iorga. Echipa legionară îl ridică pe Nicolae Iorga de acasă și îl asasinează. Corpul marelui savant este descoperit în marginea pădurii Strejnic. În opinia legionarilor, Iorga era autorul moral al asasinării lui Cotreanu, dar din considerente pe care nu e nevoie să le mai spunem, ar fi trebuit cruțat. Propria sa conștiință și zbuciumul acelor zile, stau mărturie poeziile ce le-a scris, îi erau suficiente. Se pune întrebarea de ce Sima nu a dat din timp un ordin special prin care să se interzică molestarea profesorului. Orice încercare de dezvinovățire adusă mai târziu, și ele există, te duc cu gândul la maxima celebră: cine se scuză, se acuză. Dar Antonescu se împacă cu Horia Sima și mișcarea legionară și participă pe 30 noiembrie 1940 la festivitățile grandioase ale reîncumării capitanului. Îl vedem pe general din nou în cămașă verde, alături de trimisul Germaniei Baldur von Schirach, de Ernest Wilhelm Bolle, Wilhelm Fabricius, Werner Lorenz, Pellegrino Ghigi, Mary Del Val, S. Machida și, bineînțeles, toți comandanții legionari participând la lunga ceremonie funerară care va străbate bulevardele capitalei pentru a se opri la Casa Verde. Se pune întrebarea dacă se mai puteau elimina cu adevărat neînțelegerile ivite între general și mișcarea legionară. Un răspuns obiectiv și logic este nu. Atunci de ce continuă să coabiteze? Generalul nu era încă stăpân pe situație, nu avea sprijinul total al lui Hitler, în timp ce Horia Sima căuta să câștige timp, conștient de insubordonările din propriul partid și de faptul că este prea slab pentru a-i se opune fățișului Antonescu. De aceea, statul național legionar cu conducerea sa bicefală continuă să finiseze. Și cei doi combatanți apar din nou împreună pe 8 decembrie 1940 în peisajul hibernal la mormântul eroului necunoscut, participând la adunarea foștilor luptători din primul război mondial. Sima îl secundează pe general pentru a demonstra că are înțelegere și la alte probleme decât cele ale propriului partid. Ceremonia în sine nu are nimic deosebit. Ea marchează doar scurgerea implacabilă a timpului și apropierea de confruntarea finală. ianuarie 1937. Pe câmpiile însângerate ale Spaniei, Ion Moța și Vasile Marin cădeau eroic, jertfindu-și viața pentru ca să o așeze la temelia unui nou destin românesc. 13 ianuarie 1941. Au trecut 4 ani. Alături de capitan, Moța și Marin, în fruntea cohortelor de martiri, veghează din ceruri marșul legiunilor biruitoare pe drumul de înviere al neamului. Și în ziua aceasta de adâncă reculegere, cei ce au rămas s-au ridicat în suflet și în gând spre cei care au căzut uciși de gloanțele dușmane. La Casa Verde, lângă cripta în care se odihnesc capitanul și martirii eroi, alături de frontul de eternitate al nicadorilor și decembrilor, s-a oficiat un parastas în prezența familiilor, a comandantului mișcării, a delegaților armatei române și reprezentanților Spaniei, Germaniei și Italiei. Legionarii și prietenii legionarilor,
omorâți direct sau indirect, toți legionarii și prietenii legionarilor morți de moarte bună și toți aceia care, în cursul sutelor și miilor de ani, au luptat cu arma sau în alt fel pentru apărarea pământului românesc și pentru păstarea neamului nostru și pentru casele sertelor. Vasile Marin! Prezent! Mici Constantinescu! Prezent! Doru Belimace! Prezent! Ioan Caronica! Prezent! Ioan Caratelasă! Prezent! Iosif Pozântan! Prezent! Ștefan Curcă! Prezent! Fane Georgescu! Prezent! Ioan Trandafir! Prezent! Gabriel Bogdan! Prezent! Ioan Pere! Prezent! Radu Vlad! Prezent! Ioan State! Prezent! Jean Atalasiu! Prezent! Garde, drept! Loc repaus! La această dată, contradicțiile între legiune și general deveniseră ireductibile. Antonescu afirmase că se va adresa țării pentru a alege între linia sa proprie și linia mișcării legionare. Și intenționa să meargă iar la Hitler pentru a se supune unui arbitraj, hotărât de această dată să îl ia și pe Horia Sima cu el. Ceremonia legionară nu lasă să se întrevadă tensiunea care atinsese cote maxime și avea să izbucnească cu violență peste numai o săptămână. Și cu toată iarna grea ce se așternuse peste țară, a doua zi generalul Antonescu pleacă să se întâlnească cu Hitler. Horia Sima refuză să meargă, fapt ce îl va înfuria pe Führer, acesta afirmând, spune generalul, că nu îl va mai chema niciodată. De ce nu s-a dus Sima în Germania rămâne până astăzi un mister, cu toate explicațiile date de o parte sau de cealaltă. Cert este că generalul își consolidează poziția și primește aprobarea dictatorului nazist ca, la nevoie, să se debaraseze de mișcarea legionară. Führerul dorea liniște în România, pe acolo urmând să treacă trupele sale ce aveau să atace în curând Grecia. Conștienți că pierd teren, legionarii atacă. La 19 ianuarie 1941, ei organizează în aula Facultății de Drept o conferință cu tema Lupta Germaniei și Italiei pentru instalarea unei noi ordini europene. Același lucru îl fac și în alte orașe din țară. Era evidentă dorința de a capta bunăvoința Italiei, dar mai ales a Germaniei, necesară în confruntarea de care îi mai despărțea doar două zile. În primele rânduri îi vom vedea pe consilierii legației germane, Gerhard Stelzer, Dietrich von Mirbach, Heinrich Kluckgenst și Werner Voss. În prezidiu apar Mihai Sturza și generalul Constantin Niculescu Cociu. Conferențiarul este comandantul legionar Vasile Iașinski, ministru al Muncii, Sănătății și Ocrotirii Sociale. Doamnelor și domnilor, camarați, expunerea mea o voi începe cu o profeție și voi termina cu alta, a căror valabilitate o las la aprecierea domnilor voastre și a tuturor care poartă grijă în suflet pentru patria românească. În pământul strămoșesc din 15 aprilie 1928 a scris capitanul o felicitare care poate fi mai ales o chemare către legionari. A înviat Hristos, așa va învia și dreptatea neamului românesc. Dar pentru aceasta se cere ca fiii de-ai lui să bată drumul pe care a mers Iisus.
să li se pună în cap coroană de spini, să urce Golgota în genunchi cu crucea în spate și să se lese răsticliți. Legionari, fiți voi copiii aceștia. Este cineva care să se îndoiască de măreția acestor cuvinte scrise cu prilejul învierii Domnului? Istoria recentă a politicii noastre este la îndemâna memoriei fiecăruia. Cine n-a simțit că intrăm pe drumul fatalității peste voința omului de stat, prins într-un angrenaj de interese care i-au falsificat și gândirea, și sufletul, și dragoste de țară? Uniți cu toții, peste puterile morții, dincolo de mormânt, vom realiza destinul acestui demn în cea mai perfectă și sinceră acțiune cu revoluțiile naționale ale Germaniei și Italiei. Înțelegeți că toate sacrificiile acestor țări reprezintă o jertfă comună pentru fapte și împliniri comune. Progresul aparține tuturor acelor care sunt la fel, care acționează la fel, care pașesc cu elanul credinței în suflet spre ținta finală, victoria comună, ordinea nouă. Pentru ea ne dăruim necondiționat, fără sofisme, fără calcule, așa cum bine se șade luptătorului în orice moment al bătălii. Este putere care să ne opească în loc, este uneltire care mijește la suprafață, este rea credință care încearcă să întunece iluminarea generațiilor izbăvitoare, să nu încerce nimeni, zadarnică și periculoasă strădanie. Legiunea e în marș și marșul ei nu poate fi oprit. General Antonescu a îndeplinit prin proprie scritură acordul cu Roma și Berlinul și dorința capitanului este satisfăcută, chiar dacă vine mai târziu. Am fost și rămânem adepții așezărilor în Europa ce vine, pentru că ea este dreptatea și pentru neamul românesc, în măsura jertfii ce i-am adus și îi putem încă aduce. Nu încerc să definesc noua ordine europeană. Aceasta se simte și simțirea ei are valoare mai mare decât toate frazele încărcate cu argumente alese cu grijă. Capitanul nu și-a cântărit câștigul când a trimis firului următoarea telegramă, care este, se va dovedi, profetică. Alături de întregul popor italian, alături de întregul popor german, alături de Roma și Berlin, legionarii români, adică tot ce are România mai tânăr, mai corect, mai hotărât și mai viteaz, salută cu elan nemărginit întâlnirea istorică a duciului Benito Mussolini cu firul Adolf Hitler. Nici o putere din lume nu va putea înfrânge puterea lor și nici o umbră nu va adumbri gloria lor. A doua zi are loc un eveniment care va fi scânteia declanșării conflictului. Majorul german Döring este asasinat de un agent al Intelligence Service-ului în București.
incidentul stârnește senzații, dar Antonescu îl acuză pe generalul Petrovicescu că nu a fost capabil să mențină ordinea și să asigure paza ofițerului Neamț. Reproșul era adresat și legionarilor care dețineau funcții importante în conducerea poliției. Și Antonescu îl demite pe generalul Petrovicescu de la Ministerul de Interne, ca și pe Alexandru Ghica, șeful poliției pe țară. Demiterile efectuate de Antonescu sunt primite ca un afront de către legiune. Imediat încep manifestațiile de protest. Și așa debutează ceea ce este cunoscut în deopște sub denumirea de rebeliunea legionară. Secvențele document filmate în acele zile tulburi, 21-23 ianuarie 1941, prezintă la început grupuri masive de oameni adunați pe străzi care ascultau la radio știrile contradictorii. În același timp, legionarii vin în număr mare și ocupă prefectura poliției capitale. De legionari se adună la sediul din strada Roma. Sunt ocupate diverse obiective strategice și chiar cazarma gardienilor publici de lângă președinția Consiliului de Miniștri. Lui Antonescu îi convine acest mers al evenimentelor. El primește câteva delegații legionare venite să trateze condițiile unei împăcări. Somat însă să-i predea puterea lui Horia Sima, evident că refuză. Sigur de sprijinul armatei germane, generalul ordonă deschiderea focului și armata este cea care declanșează confruntarea violentă. Dispunând de armament superior, mitraliere, tunuri și tancuri, spre deosebire de legionari, înarmați cu pistoale, puști și, în cel mai bun caz, arme automate, trupele atacă toate centrele de rezistență ale legionarilor. Antonescu nu uitase sfaturile lui Hitler. Cu această ocazie, legionarii sunt acuzați că au înfăptuit cele mai oribile fapte. Incendieri de imobile și magazine, jacuri, omoruri, în special ale evreilor, arderea cu benzină a unor soldați și altele de acest gen. Se pune întrebarea dacă legionarii puși în fața desfințării mișcării și a înlăturării lor de la conducerea țării aveau timp și interes să se ocupe de găinării și de crime specifice criminalilor și delincvenților de drept comun. Nu trebuie uitat însă că în luna septembrie 1940, legiunea primise fără nicio verificare 10.000 de noi membri, dintre care unii erau de-a dreptul dubioși. Dintre aceștia este foarte posibil ca unii să se fi manifestat exact în sensul acuzelor aduse, adică să fi comis spargeri, furturi, incendieri. N-au lipsit însă nici acuzațiile penibile că totul era o încercare de revoluție făcută cu banii Moscovei și că legionarii sunt comuniști mascați. Inutil să stăruim asupra absurdului acestor acuze, spulberate până la zero de comportarea viitoare a mișcării legionare. Horia Sima, dintr-o ascunzătoare de unde cu greu putea fi depistat chiar de proprii săi camarazi, înțelegând că sunt pierdute toate speranțele, dă un ordin către legionari de încetare a oricăror violențe. Știrea este tipărită în ziare și odată cu răspândirea ei, pe 23 ianuarie, luptele se sfârșesc.
La sfârșit, armata oficiază un tedeum, iar la ceremonia care are loc participă alături de Wilhelm Fabricius și Manfred von Killinger, noul ministru al Germaniei, în sosirea căruia legionarii își puseseră mari speranțe. Și așa dispare statul național legionar, dar nu și mișcarea legionară. Atunci când România intră în război, erau în închisori câteva zeci de mii de legionari. Antonescu trecuse de această dată la procedura de urgență, judecându-i și condamnându-i într-un termen record atât pe cei ce participaseră la confruntări, cât și pe numeroși alți legionari considerați periculoși. Din închisoarea Aiud, unde erau circa 2000 de legionari, doctorul Ilie Niculescu, comandant legionar, îi scrie o scrisoare lui Antonescu cerând ca în baza principiului fundamental al doctrinei mișcării, anticomunismul, să li se permită celor care solicită de bunăvoie acest lucru să plece pe front și să lupte cu arma în mână contra sovieticilor, urmând că dacă vor rămâne în viață să se întoarcă în închisori pentru ispășirea totală a pedepsei dictate de statul român. Antonescu acceptă cu greu, dar acceptă. Și mulți legionari pleacă pe front de unde nu se vor mai întoarce, iar cei care s-au întors de regulă invalizi revin în celulele închisorilor. Mulți alți legionari, în frunte cu Horia Sima, au fost trecuți peste granițe de ofițerii nemți și odată ajunși în Germania vor fi internați în lagăre speciale, interzicându-li să se facă politică. Regrupată sub această formă, mișcarea legionară nu dispare și așteaptă un moment favorabil pentru a ieși din nou la suprafață. Și acel moment vine imediat după 23 august 1944. În replică la guvernul format la București, Horia Sima formează la Viena un guvern în exil, cu scopul principal de a lupta împotriva comunismului și a trupelor sovietice. Evident, odată cu capitularea Germaniei, dispare și guvernul Sima. Trebuie spus în final că pe linia luptei anticomuniste, trăsătură fundamentală a mișcării legionare, mulți membri ai ei vor lupta cu arma în mână în munți contra regimului comunist. Se realiza într-un mod neașteptat și după atâția ani hotărârea luată de Codreanu în 1919 în pădurea Dobrina de lângă Huși. Mulți și-au pierdut viața, dar și mai mulți au umplut închisorile comuniste.